Bun găsit tuturor microbiștilor aflați în izolare acasă. Ne așteaptă două partide, care sunt de fapt două partide restante de ieri, din această fază a Cupa României, FC Botoșan Politehnica, și este primul meci. Suntem încă în optimile de finală. Ne pregătim așadar pentru primul meci al zilei. Urmează Hermannstadt Chindia de la ora 18. Avem un tânăr, foarte tânăr jucător, David Croitoru, 17 ani, este cel mai tânăr antrenor jucător de la Cupa României. Nu am găsit altul mai tânăr. Sorin Șerban este adversarul său, nici el nu este foarte în vârstă, 20 de ani, Iașul în alb și albastru. Îi vedem și pe botoșeneni în echipament tradițional. Trebuie să spunem că David Croitor a fost ales ca reprezentant al Botoșanului, probabil pentru că mânuiește foarte bine consola. Să vedem însă acest prim atac al Iașului. Au respins botoșenenii. FC Botoșani cu siguranță este revelația actualului sezon din Liga 1, un sezon pe care l-a încheiat, vorbim aici de sezonul regular, pe locul 3, un loc mai mult decât onorant, cu un sezon, să spunem, de iarnă primăvară foarte, foarte consistent. Nu au început foarte, foarte bine play-off-ul, asta și pentru că au avut adversari teribili, un 2-2 acasă cu FCSB și apoi un 0-1 în deplasare cu asta acolo, unde a fost lipsită de Marco Dugancic, golgheterul găsit undeva prin Antalya. Croatul a marcat în fiecare partidă în care a evoluat pentru FC Botoșan cel puțin un gol. Atacă Iașul, foarte, foarte ofensivă formația lui Sorin Șerban, un fundaș stânga Sorin Șerban, spuneam că are 20 de ani, împliniți în această lună, pe 17, contraatacul lui David Croitoru. Vedem pe Câmpanu, intră în careu, își prelungește destul de mult balon, reușește totuși să centreze și în continuare în posesie, bară! O bară ce îl salvează pe portarul Iașului. Acum pe Horșia, Omoc și lovitură liberă pentru Poliaș. Cele două formații la nivel de fotbal real s-au întâlnit de două ori în acest sezon. Să vedem schema, un șut pe lângă poartă a lui Omoc. În acest sezon de două ori, spuneam etapa 13, în 21 octombrie, într-un meci disputat chiar la Botoșani, Poliaș a fost însă gazdă, se lucra la gazonul de pe Emil Alexandrescu, a fost 0-3, Rodriguez, Roman și Ofosu au marcat pentru FC Botoșani. În retur, în ultima etapă a sezonului regular, etapa 26, în 24 februarie, Botoșani a învins cu 2-1. Iată-i pe Botoșeni din nou, un atac în careu de 16 metri, periculos, și este gol! 1-0! 1-0 pentru FC Botoșani. Excelent această combinație. Oh, ce spații largi în defensiva lui Sorin Șerban. Echipa s-a jucat destul de bine și iată-l pe Dugancic, spuneam, a lipsit în partida cu asta din ultimul meci din Liga 1 și a făcut însă datoria astăzi. Un jucător foarte puternic, un jucător de gura porții. Să vedem replica Iașului. Iată pe David Croitoru, nu se face deloc de râs. În ianuarie anul acesta surprindea venirea sa în cantonamentul echipei mari, o echipă pregătită de tatăl său, din nou botoșanul periculos în fața porții, apără rusul. Se bazează pe aceste contraatacuri David Croitoru. Aminteam despre convocarea sa pentru cantonamentul din Antalya. Monitorul de Botoșan scria la vremea respectivă: surpriza de la revenirea lotului FC Botoșan, fiul lui Marius Croitoru, jucător la echipa a doua. N-a fost singurul însă de la echipa a doua chemat la lotul mare în acest început de an. Au mai fost câțiva puști, Caia, Piftor, Bogdan Filip, Târșa, Tomache, Chicaroșa. Atacă din nou Botoșanul și iată, rusul salvează echipa. Minutul 28, în ciuda faptului că au avut ieșenii posesie superioară, marile ocazii al acestei partide, iată, aparțin botoșanului. Deriondo. Greșesc ieșenii.
Calchiadachi, șut puternic, scoate rusul. Au portar bunieșenii și în fotbalul real și în echipa României. Foarte sănătos șutul plasat, însă reflex bun al lui Rusu. Se bate lovitura de colț de pe partea dreaptă în direcția de atac a butoșenilor, vreau să spun moldovenilor, dar avem două echipe din Moldova. Mingea a fost recuperată. Șerban. Sălin Șerban. În cel de-al doilea meci îl așteptăm pe Răzvan Onea să-i țină pietrul David, lui David Coreitoru. Iarăși pressing bun, recuperarea butoșanului. Câmpanu găsește pasa, însă mingea trecut și pe la Breveld. Omoh. Șerban avansează jumătate de tren adversă, pasă bună pentru Grădinaru. Grădinaru poate centra, o face, reluare peste poartă, cazie importantă pentru Poliaș, însă s-au pus acolo în fundaș. Butoșanul, lovitură de colț pentru Studenți, așa se spunea pe vremuri jucătorilor, îi se spunea jucătorilor ieșeni. Centrare periculoasă, a respins Haruț, va fi aruncare de la margine pentru Iași. Suntem în minutul 38. Șerban, Omoh, pierde însă în fața lui Papa. Alchiadachis, omul cu ocazia de acum câteva minute, pasă foarte bună pentru croatul Duganzic, intră în careu, pasează ca mult altruism și ocazie uriașă la poarta lui Rusu. Debutul în Liga 1 pentru Marco Duganzic a avut loc la Ploiești în 2 februarie împotriva Chindiei. A marcat atunci, o spun de altfel, a marcat în toate partidele în care a evoluat. Bun acolo pe recuperare băieții lui David Croitoru, care se descurcă foarte, foarte bine. Din nou pasă la încime, Alchiadachis intră în careu, poate finaliza, este Rusu, dribbling, shoot, gol! Minutul 44, Botoșanul face 2-0. Excelentă lansarea acestuia și sânge rece de care a dat dovadă David Croitoru în mânuirea consolei. Ultimul minut al acestei prime reprize. Sorin Șerbanu și-a creat încă ocazii importante. 2 minute suplimentare. Iarăși recuperează Botoșanul David Croitoru. Își asigură un loc în lotul echipei mari după această partidă, dar mai are de așteptat încă o confruntare și este final de primă repriză. 2-0 pentru David Croitoru în disputa sa cu Sorin Șerban, în timp ce vedem un pic de statistică și vom avea numărătoarea inversă. Vă reamintesc echipele calificate în sferturi: Academica Clinceni, care a trecut de Dinamo cu gol de aur, Gazmetan Mediaș, echipă ce a trecut de FC Voluntari, FCSB a învins-o pe Șepși, aseară CFR Cluj a învins-o pe Astra, un meci, de fapt două, unul incomplet, absolut extraordinare ale lui Mike Sestor. Mike Sestor a învins în prima partidă 6-0, a urmat acel meci decisiv după victoria lui Raul Baicu și un gol de aur marcat de Mike Sestor și a dus la calificarea echipei CFR Cluj. Calificate sunt și Craiova și Viitorul Constanța. Ca ultime câștigătoare de cupă, atacă Platini, Iașul începe în forță repriza a doua, are de recuperat două goluri. Iată-le pe Moescu, Rodriguez, unul dintre cei mai buni mijlocași din Liga 1. Omul care a marcat al doilea gol, Halkiadakis, Papa. Bun control al balonului, se găsesc bine oamenii lui David Croitoru. Holzman. Rodriguez. Țin de minge, timpul trece în favoarea butoșanului. N-au mai atins ieșenii de minute bune, minute virtuale, se înțelege balonul. Dar iată o recuperare acum și Platini pleacă spre jumătatea de teren advers. Suntem în minutul 54. Pasă pentru Horșia. Platini. Și în cele din urmă se stinge această acțiune ofensivă a formației pregătite de Sorin Șerban.
pentru Poli Iași, care a avut un sezon foarte, foarte dificil, să nu spunem slab, deși, până la urmă, acesta ar fi cuvântul. Întreruperea campionatului nu a venit deloc bine. Iașului nici arednică și revenise. Iată și acum își revine marcând minutul 58. Iată-i pe Eșeni relansând această partidă. Și mai avem mai bine de jumătate de oră din această partidă. Bună, bună această repriză a doua pentru Sorin Șerban. Avem în reluare reușita lui Grădinaru. Vorbeam despre faptul că întreruperea campionatului a venit rău pentru Poli Iași. Reușise un egal la Șepși, 1-1, victorie cu Dinamo la Iași 1-0, plus o victorie în Cupa României 3-2 cu Universitatea Craiova. Mare surpriză această din urmă victorie. Victoria cu Dinamo din campionat a fost prima după aproape 4 luni, de fapt mai bine de 4 luni. Iașiul nu a învins pe nimeni în traseu extrem de greu. Să-l vedem pe Platini conducând atacul Iașiului. Horșia de Iriondo recuperează foarte bine acolo mijlocul lui David Croitoru. Iată-l pe Platini, pasă în centru careului, pericol, și în cele din urmă reușesc cu mare șansă Botoșorini să scape cu fața curată. Rămâne 2-1 pentru echipa lui David Croitoru. Omoh, Lucasen în careu și va fi corner, cred, da? Victorie de colț pentru Poli Iași, minutul 66. O centrare respinsă de apărarea lui David Croitoru, rămân în posesie, șut și în cele din urmă prinde Hankic. Vă reamintesc că fiecare suporter contribuie prin Ecupa României la susținerea luptei împotriva coronavirusului, cumpărând abonamente în tribuna virtuală. Acțiune a Botoșanului, ocazie mare de 3-1. Mare, mare ocazie. În prim plan Marco Giugancic. Da, spuneam, prețul unui abonament este de 10 lei și puteți cumpăra câte abonamente doriți. Ele pot fi achiziționate pe bilete.frf.ro și bilete.ro. Ultimele 20 de minute. Asta trebuie să facă David Croitoru dacă vrea să nu se vadă egalat. Și totuși Sorin Șerban parcă joacă altceva în această repriză a doua, în care a și reușit să marcheze prin Grădinaru. În nou posesie băieții lui Sorin Șerban. Recuperează Rodriguez. Câmpanu. Duganzic. Papa. Pasă în adâncime. Pericol la poarta Iașului. Iese însă Rusu și prinde. Intrăm imediat în ultimul sfert de oră al acestei partide. Continuare avantaj pentru FC Botoșani. Dacă pierde Sorin Șerban, Răzvan Onea va fi obligat să îl învingă pe David Croitoru pentru a duce meciul în decisiv. Să vedem acțiunea Iașului, un șut în blocaj încă o dată. Este acolo Horșia. Un sezon bunicel, a avut câteva meciuri interesante în acest an competițional 2019-2020. Atacă, pune presiune Poli Iași, intervenție excelentă acolo lui Holzman. Minge aruncată în afara terenului de joc. Rodriguez, Fidriș, Holzman. Mai departe pentru Aruț. Bună această pasă pentru aripa dreapta Botoșanului și reluare fulgerătoare. Minutul 82, se face 3-1 pentru FC Botoșan. Același Dugancic, când am jucător foarte, foarte interesant. A venit la ultimul meci din Antalya de pregătire pentru FC Botoșani. A și marcat, în ciuda faptului că a pierdut acea partidă echipa lui Marius Croitoru. Cu Legia a fost meciul. A intrat Popadiuc în locul lui Omoh. Schimbare făcută de Sorin Șerban. Ultimele 7 minute. Botoșanul conduce cu 3-1. Realmente o surpriză David Croitoru. Și spun asta având în vedere vârsta sa, doar 17 ani.
Sorin Șerban, spuneam, de-abia am primit 20, născut la Baia Mare. A venit la FCSB de la Baia Mare anul trecut, internațional sub 18 ani și sub 19 ani al României. Lucasen, în care urmă 16 metri al Botoșanului, 3 minute, greu de crezut că Sorin Șerban mai poate face ceva la această partidă, dar să nu ne grăbim. Deiriondo pătrunde, Deiriondo are culoar, încearcă un dribbling și este blocat. Dunagic, apoi pentru Papa. Priviți ce puternic este Dunagic, care câștigă acest duel, intră careul de 16 metri, pasează unui coechipier, balon deviat și prinde rusul. 2 minute suplimentare pentru această partidă. Ne pregătim pentru a doua confruntare în care David Croitoru va da piept cu Răzvan Filip Onea. Filip, nume, prenume franțuzesc, asta pentru că Ona este născut în Franța, la Paris. Final de partidă, 1-0, așadar pentru Botoșani, care ia opțiune importantă de calificare în sferturile de finală ale Cupei României. Reamintesc, dublă Dzhuganzic, Halkiadakis a marcat și el, grădinarul pentru formația din Iași. Așteptăm așadar a doua confruntare în câteva momente.
Am revenit cu duelul dintre FC Botoșani și Politehnica Iași. De fapt, se joacă la Iași. Politehnica Iași și FC Botoșani, așa e cu adevărat confruntarea. David Croitoru, o victorie meritată în prima partidă, 3-1, în fața lui Sorin Șerban. Răzvan Onea este adversarul său în această a doua partidă în care Iașiul este condamnată să învingă pentru a duce acest duel în decisiv, acolo unde golul de aur va fi cel care va pune capăt partidei. Am avut un gol de aur în duelul dintre Academica Glincei și Dinamo în prima zi. Am avut și aseară în Astra CFR Cluj, un meci foarte, foarte spectaculos. Hai să vedem dacă Răzvan Onea îl depășește pe coechipierul său, Sorin Șerban, cel care a pierdut, spuneam, cu 1-3 în fața lui David Croitoru. Iată pe Botoșorene cu un Djugancic în mare formă, ca și în campionat. Spuneam că a marcat în fiecare partidă în care a evoluat în tricoul Botoșanului și astăzi a reușit o dublă și cu siguranță va mai puncta, pentru că l-am văzut destul de bine folosit acolo de David Croitoru. David Croitoru, repet, băiatul lui Marius Croitoru, antrenorul celor de la FC Botoșani, echipa reală, da? Are doar 17 ani, este cel mai tânăr antrenor jucător de la E-Cupa României. Mai avem o partidă astăzi, iar mâine încep sferturile de finală. Am trecut în revistă toate acestea în prima partidă dintre David Croitoru și Sorin Șerban. Botoșanu recuperează, încearcă să țină acolo în mijlocul terenului. Lucanzic a fost deposedat în ultimul moment și face o minge așa ca să treacă pe lângă adversar. Ne bucurăm că în afara suporterilor celor două formații, a jucătorilor celor două formații se uită la aceste meciuri și microbiști neutri de toate vârstele. Avem și preșcolari, avem și școlari care stau alături de părinți ori de bunici și se uită la astfel de partide. Îi asigurăm că nu va mai dura mult și vom vedea din nou fotbal adevărat. Recuperează Ieșenii și o minge de angajament pentru Cristea. Cristea în care vulpoiul Cristea pasează și este 1-0 pentru Iași. Minutul 16, Lucasen a reușit să deschidă scorul. Parcă altfel respiră Poliaș după schimbarea de antrenor. Răzvan Onea, spuneam, pe care îl mai cheamă și Filip, pe nume franțuzesc. Replica Botoșanului, apără însă rusul, care a avut câteva parade bune și în prima parte. Corner pentru formația lui David Croitoru. Centrare, o reluare la colțul scurt al lui Djugancic. Mingea însă trece pe lângă poartă. 21 de ani are fundașul dreapta al celor de la Iași. Sau din Șerban, spuneam, fundaș stânga, una este fundaș dreapta. Luna viitoare, pe 19 mai, va împlini 22 de ani. A venit anul trecut la Iași, de la CSEA Fumați. În momentul în care a venit în dealul Copoului, a semnat un contract pe 5 sezoane. Din nou Cristian, care au de 16 metri. Cristian a făcut primul gol marcat de Lucasen. Un jucător cu mare experiență în fotbalul real. Atacă Botoșaniu. Cursă foarte frumoasă acolo în flancul drept, din nou pericol, Djugancic și este deposedat. Realdo Fili lucrează acolo în flancul drept al Botoșanului, șut puternic, va fi corner. Doru Popadiu vede cartonașul galben, probabil l-a înjurat pe arbitru, a făcut el ceva, fault. Acesta este motivul pentru care, da, corectă decizia arbitrului. Popadiu galben, centrare, recuperează Botoșenenii. Suntem în minutul 27 a partidei, de reluare cu capul. Dar va fi din nou corner. Centrare în 6 metri, același Djugancic. Parcă am mai văzut această fază acum câteva momente. Scapă cu bine Iașul, care se află în continuare la conducere pe tabela de marcaj. Ar fi prima victorie a Iașului în fața Botoșanului după două înfrângeri în campionat, în fotbalul real, încă una astăzi pe Ecupa României. Breveld
blocat, reușește să își găsească un coechipier de Iriondo, Brevelt, de Iriondo, angajare acolo în careu pentru Lucasen, Lucasen. Din nou ieșenii. E, aici ar trebui să fie atent Răzvanonea, pentru că l-am văzut și în prima partidă pe David Cuieitoru lucrând foarte bine pe contraatac. Foarte bine își deplasează oamenii. De această dată însă, iată, greșește. Lucasen, Lucasen, o pasă pentru Popadiu și gol! Minutul 34, Poliaș face 2-0. Excepțională fază, cum spun fotbaliștii, eu fost greu să marcheze de acolo, nu cred, ce șut puternic a expediat în poarta botoșenilor Cristea. La 0 suntem în minutul 35. David Cuieitoru are meci greu cu Răzvanonea. Iată pentru un jucător descurcându-se foarte bine, pasând unui coechipier, Platini. Înger recuperată de Iriondo, Rodriguez. Platini din nou, Cristea. Lucasen, autorul primului gol. Lucasen pentru Cristian Careu. Iese să foarte bine Hanchic. Ultimele 5 minute ale acestei prime reprize. Reamintesc, este meciul 2 dintre Polia și FC Botoșani. În prima confruntare, David Cuieitoru s-a impus în fața lui Sorin Șerban. A fost 3-1. Acum este 2-0 pentru Ieșeni. Să vedem dacă a fost offside. Nu se ridică Fanionul, pericol. Și 3-0. Minutul 43. 3-0. Un adversar teribil pentru tânărul David Cuieitoru. Răzvan Onea la această a doua partidă dintre Iași și FC Botoșani. Tribunul exultă. Fanii Iașiului sunt în delir. Breveld nu prea este el obișnuit cu golul, dar reușește să fie omul potrivit la locul potrivit la faza de mai devreme. Suntem în finalul primei reprize, o greșeală acolo în flancul stâng al defensivei ieșenii. Botoșanul aproape de a relansa această partidă, se apără însă bine în cele din urmă echipa lui Răzvan Onea. 2 minute suplimentare, atacă Botoșaniul, Papa, Papa în careu, șutează, a fost o deviere, corner. Ultima fază acestei prime reprize, reluare, bară, încă un șut pe lângă poartă, șansă mare de a marca primul gol în această partidă pentru David Cuieitoru. Marcel Holtzman a fost omul care a trimis pe lângă poartă. 3 goluri diferență, e un avantaj consistent, însă nu decisiv. Se aude și fluierul centralului, așadar pauză în cea de-a doua partidă dintre Polia și FC Botoșani. Ieșenii conduc cu 3-0. Răzvan Onea iată readuce în cărți, în cărțile calificării pentru optimile de finală, pentru seturi de finală ale Ecupa României pe Polia. Trecem în revistă din nou formațiile calificate: Academica Clinceni, Gazmetar Media și FCSB, CFR Cluj. Vom mai avea un meci astăzi de la ora 18. Hermannstadt, Chindia, Târgoviște, meci ce se anunță și acesta extrem, extrem de interesant. Așa, ca o părere personală, Stefan Drăghiș de la Gazmetar Mediaș, dar mai ales Marc Sestor, sunt oamenii care au impresionat cu adevărat ca antrenori jucători la Ecupa României. Grădinaru a intrat la ea și a ieșit Popadiuc. A intrat, iată, și Cheita, Botoșaru în atac, Botoșaru în gol! Ofosu a intrat și el, gol pentru FC Botoșani. Ofosu reușește să marcheze, 3-1. Șut fără nicio speranță pentru Rusu în stânga portarului moldovean. Ofosu, omul care a marcat și în partida din campionat, disputată în 21 octombrie, a fost acel 3-0. Reamintesc, Rodriguez și Roman au mai marcat. Keita și
Dugandžić au marcat în retur. Meci disputat în 24 februarie. Omoh deschidea însă scorul. Fusese 1-0 pentru Iași. Atacă Poli. Lucasen pentru Cristea. Lucasen în care un unghi și totul șutează, dându-i emoții portarului, celor de la FC Botoșani. Este vorba despre Hidayet Hankić. Minutul 51. Rodriguez, Papa. Fili, din nou Papa pentru Ofosu. Ofosu. Sunt patru jucători de la FC Botoșani pe această acțiune ofensivă. Însă apare acolo foarte bine Șerban. A fost și Klimavičius la post. Depășit în primă fază, Holzman revine și totuși pierde. Gata, gata. Se nască o acțiune periculoasă pentru poarta lui Hankić. Botoșani trebuie să marcheze un gol pentru a se apropia, pentru a-i mai rămâne varianta egalului. Atacă Dugandžić. Ce ocazie! Ocazie uriașă, minutul 57. La scor egal, Botoșanul merge mai departe, grație victoriei din prima partidă, atunci când David Croitorul l-a învins pe Sorin Șerban. Da, interesante schimbările făcute de Răzvan Onea, că din statul repriză de secunde le-am zărit acolo în colțul din stânga sus al ecranului. Lucasen pentru Cristea. Cristea surprins însă în poziția afară din joc. Normal, ca orice atacant care se respectă, protestează. Așa trebuie. Iarăși foarte bună această partidă făcută de Răzvan Onea, clar peste adversarul său, cel puțin până acum. Dar, iată, mai avem 30 de minute virtuale din această partidă. Iașul Botoșaniul, 3-1. Cristea. Okay. Din nou, combinație frumoasă, același Cristea, Breveld. Face bine ce face, Răzvan Onea se ține de minge. Oh, ce țesătură de pase, Perico, șut puternic. Scoate Hankić. Revedem această acțiune. Grădinaru a fost cel care a șutat. Răzvan Grădinaru, jucător cu experiență. Deși nu este un jucător în vârstă, doar 24 de ani. S-a bătut lovitura de colț. Ieșenii sunt în posesie. Se complică acolo în colțul terenului și totuși ajung, iată, deva la 18-19 metri de poartă, pericol, Breveld, Breveld dintre care o Breveld este depozitat în ultimul moment, incredibilă ratare, mare, mare șansă de a duce scorul la 4-1, nimic nu s-a mai fi putut întâmpla. Platini, Lucasen. Platini pleacă pe culoar, primește 1-2 cu Lucasen. Se apără însă bine acolo Holzman. Nu s-a văzut deloc în această partidă Dugandžić, puțin jucat de coechipieri. Grădinaru, Breveld, Cristea. La îndreapta pe Platini. În centru pe Lucasen, Platini, integralul de 16 metri, Platini întoarce un adversar, continuă să rămână în posesie, pierde însă în fața lui Rodriguez. Ofosu, Dugandžić, Dugandžić, puternic, tehnic, îi pasează lui Ofosu, pierd un tempo botoșerenii și în cele din urmă pierd și mingea. Grădinaru. A jucat la Steaua, a jucat la Oțelul, la Concordia Chiajna, de aceea spuneam că are experiență. Deși nu are decât 24 de ani, în august va muri 25. Papa a recuperat Dugandžić. Ofosu, din nou Marco, Dugandžić, Papa. Croatul se pregătește să finalizeze, apare însă foarte bine acolo Frăsinescu, dar pierd ieșenii posesia, pericol, pericol la poarta Iașului, gol, 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 3-2.
același Ofosu reușește să marcheze și ce final de partid avem. David Croitoru pare să aibă un moral foarte bun în ciuda faptului că are decât 17 ani. Iată, revine de la 0-3, scorul pauzei la 2-3 și un gol acum cu multă răbdare, cu speranță, îl poate reuși. Nou în posesie formația lui David Croitoru. Publicul prezent în arena, în tribuna arenei Emilia Alexandrescu își face datoria. Suporterii ieșeni încurajează formația lui Răzvan Onea, care atacă. Cristea, Papa se descurcă, Rodriguez, din nou Papa. Cristea pentru Lucasen, intră în careu, este doborât acolo, apare și Platini centrează, se înalță acolo, Hanchic boxează. Minutul 86, nu prea mai are timp la dispoziție David Croitoru. Luganzic, Keita, din nou Luganzic, pericol, Ofosu și este lovitură liberă. Moment bun, combinație nereușită, ar putea închide în acest moment Iașiul această confruntare, nu și acest duel care va merge în decisiv. Vom avea a treia partidă. Platini intră în careu, Platini apare excepțional acolo, unul dintre jucătorii Botoșanu, cred că Rodriguez a fost cel care s-a întors în careu de 16 metri cu adversarul său din această fază. 2 minute suplimentare, unul a trecut deja, atacă Botoșanu în careu, pericol, excelent, acolo Klimavičius. Aici s-a jucat partida, dacă ar fi reușit să controleze acea minge, Djugancic ar fi egalat cu siguranță. Așadar, avem final de partidă, 3-2 pentru Poli Iași, dezamăgire în tabăra Botoșanu, evident, destul de aproape de calificarea în sferturi. Așteptăm acum meciul decisiv care va demara în câteva momente. Foarte, foarte spectaculoasă această dispută. Avem o reluare, cele mai importante momente, golul lui Breveld. Da, așadar urmează o a treia partidă în câteva momente între FC Botoșan și Politehnica Iași. Ca să folosim așa un șablon, putem spune că e păcat
că una dintre cele două echipe va pleca acasă după această dispută. Așadar, avem Politehnica și FC Botoșani 1-1 după primele două dispute. David Croitoru a câștigat primul meci în compania lui Sorin Șerban. A fost 3-1 pentru FC Botoșani. A urmat Răzvan Onea la consolă, cel care s-a impus cu 3-2, dar cu ce emoții pe final atunci când David Croitoru a avut o mare, mare ocazie. De fapt, nu el, ci Dragan Gici a avut o mare ocazie de gol. Frăsinescu a avut o intervenție excepțională și Iașiul s-a impus. Regula este clară, am mai văzut-o, gol de aur și aseară am avut în disputa dintre CFR Cluj și Astra cu Mike Sestor, marcând pentru CFR, mi se pare cel mai bun jucător de FIFA 2020. Iată pe Botoșani în atacând, David Croitoru, lansare acolo pentru Halkiadakis, recuperează Ieșeni, Onea a trimis lui Platini, Brevelt. Foarte, foarte multă atenție, mai ales în defensivă, nu trebuie să riște niciunul dintre cei doi, David Croitoru și Răzvan Onea, pentru că am văzut contraatacuri nemaipomenite. Atacă Iașul, este acolo Popadiuc, a apărut însă Fili foarte bine și l-a deposedat. Rodriguez pentru Holzman, Marcel Holzman, din nou Rodriguez, gata, gata să piardă această minge, Papa, Ofosu, a primit de la Dragan Gici, nu se descurcă însă cei doi, pierd posesia și vedem din nou pe Ieșeni, pasă în adâncime, nu este offside, ba da. Luca s-a nemulțumit, evident, oprit de asistent și apoi de central, minutul 14. Dragan Gici, pasă inteligentă, ocazie mare, continuă acțiunea ofensivă a botoșenenilor, cumva panică în apărarea lui Răzvan Onea. Klimavičius pentru Brevelt. Onea, Frăsinescu și Klimavičius mult mai buni în a doua partidă. Brevelt, Cristea, iuțesc jocul, Ieșeni în apropierea careului de 16 metri advers. Arată bine această acțiune ofensivă. Continuă Popadiuc, pericol și este gol! Marcează echipa lui Răzvan Onea și Iașiul merge mai departe prin acest gol de aur. Gol marcat de Brevelt, el a marcat și în partida de mai devreme. Așadar, Iașiul marchează golul de aur și merge mai departe. Iată, după 1-0 pentru David Croitoru, câștigase, spuneam, prima partidă cu 3-1, a venit la manșă, a venit la consolă Răzvan Onea și a întors soarta acestei dispute. Iașiul merge mai departe, noi vom la o pauză, iar de la ora 18 avem un alt duel interesant, ultimul din această fază a competiției, FC Hermannstadt-Chindia Târgoviște. Tati.